Continuăm cu cea mai dulce competiție a viitorilor șefi. O dulceață de copil, așa se numește concursul nostru. Astăzi aflăm ultimul semifinalist, așadar să vedem ce deserturi au pregătit micuțele concurente de astăzi. Nimeni alta decât Sofia și Carina. Priviți, haideți la ele în bucătărie. Să mănânci echilibrat e o joacă de copil. Începem împreună porția de mega distracție în bucătărie. Bun găsit tuturor, începe bătălia deserturilor. Astăzi, doi copii extrem de talentați în bucătărie se întrec pentru încă un loc în semifinală. Așa că astăzi, din nou, am nevoie de ajutorul colegilor mei dragi, Simona Pope și Gabi Costin. Suntem pregătiți. Suntem? Să gustăm? Da. Mai ales tu? Da, un pofticios profesionist și un cofetar profesionist, gata să vadă ce se întâmplă. O nouă zi, noi provocări pentru noi jurații. Avem două concurente foarte frumoase și sunt sigură că sunt și talentate pe deasupra. Haideți să cunoaștem și concurentele astăzi. O avem aici pe Sofia. Bună, pe mine mă cheamă Sofia, am 11 ani și gătesc de când eram mică, ajutându-o pe mami în bucătărie. Și ce pregătești astăzi? Astăzi pregătesc o salată de fructe. Am înțeles, astăzi suntem pe sănătos, așa cum și Mega Image susține stilul de viață sănătos și Mega Distracția. Este! Pe lângă lucratul în bucătărie, mie îmi place actoria și televiziunea, muzica și dansul. Și aici o avem și pe Carina. Bună, sunt Carina Gonț, am 11 ani și m-am apucat de gătit de când eram mică, pentru că îmi plăcea să creez lucruri noi, mâncăruri, doar că nu foloseam cuptorul sau aragazul și le făceam la rece. Și ce ne pregătești astăzi? O ruladă cu nucă de cocos. O ruladă cu nucă de cocos. Abia aștept să văd cum decurge totul. O să vă spun așa, aveți la dispoziție 40 de minute în care trebuie să pregătiți. Și vă mai spun încă un lucru extrem de important. Părinții voștri sunt acum în fața unui televizor și vă urmăresc și vă aud în timp real tot ce faceți. Emoții? Nu, nu foarte. Nu foarte multe. Da. Bun, atunci eu zic să ne punem la treabă, da? Că avem multe de tocat aici. Avem aici și de gătit, din câte văd avem și pita pregătită. Perfect. Să știi că eu am emoții mai mari decât tine. Tu n-ai de ce să ai emoții, nu o să apar prea des în fața camerei. Ah, sper, mai ales că nu o să țin eu cuțitul în mână. Dar să știi că chiar și așa o să fiu cu ochii ca la desene animate la tine. 3, 2, 1, start! Spor la Hai, treabă, Sofia! Fetelor. Bravo! Am ales să fac ruladă cu nucă de cocos pentru că e foarte rapidă, e și foarte gustoasă. Nu pot să zic că e ușor de făcut pentru că e destul de greu, dar pe total este un preparat gustos. Ai o tehnică anume de tăiat? Le faci, le lași mai mici, mai mari, să nu... De obicei le las mai mici, ca să se pot lua mai multe în linguriță sau da, furculiță. Gabi are tehnica asta tot timpul cu furculița perfectă, perfect bite se numește, deci trebuie să încapă, nu știu cum o să fac el acum, dar trebuie să încapă toată într-o singură furculiță. Sunt foarte curioasă. Care este desertul tău preferat, Sofia? Bezelele. Și obișnuiești să faci bezele cu mama ta? Nu, mai fac cu bunica când mai merg la ea. Carina, tu care este desertul tău preferat? Cheesecake-ul. Și știi să faci cheesecake? Da. Și de unde ai învățat această rețetă? De pe net. Te-ai pregătit pentru acest concurs? Ai făcut da. În fiecare zi? Da. Ai hrănit tot blocul, tot cartierul? Da, tot frigiderul. Acasă am repetat ruleada, cred că de 7 ori. Pentru că am făcut-o de 3 ori într-o zi, ca să mă asigur că-mi iese bine aici. Și vrea să câștige Oscarul. Atunci vă las să munciți aici în liniște, nu vă mai țin de vorbă. Mai ai nevoie de ajutor aici, Carina? Începe să se topească zahărul, da? Bine, perfect. Multă baftă, vă las. Baftă! Mult succes! Bună ziua, fetelor! Bună ziua! Ce faci aici? Caramelizez zahărul până se topește tot, apoi trebuie să adaug apa. Și ce urmează să obții? Nu o să înveți. Da.
Aude, uite cum s-a crăpat, uite cum s-a crăpat. S-a crăpat, domnule. Și acum trebuie să se topească zahărul. Am înțeles. Și dacă puneai zahărul cu apa înainte, nu se întâmplă același lucru? Nu. Nu? Am înțeles. Întreb doar în curiozitate că nu sunt expert. Doamna e. Și eu aș fi pus aceeași întrebare. Da? Da. Dar probabil are un secret al ei și atunci rămâne să vedem ce va ieși. Cum vrei să faci salata? Vrei să faci... Te ascult. Păi vroiam să tai prima dată fructele și apoi să le pun cumva pe culori, nu știu. A, vrei să faci așa, ca un fel de sporul casei din... Da, vreau să fac un fel de model. A, ok, abia aștept da, să văd asta. Da, nu știu ce o să-mi iasă. Sunt foarte ordonată atunci când fac mâncare. Și astea sunt niște floricele de? Sunt din napolitană. A, am înțeles. Am înțeles. Wow, a ieșit un fel de pastă? Da, pe care trebuie să o pun pe napolitana. Și acum ce ai făcut? Doar ce ai făcut tu înainte? Apă, zahăr și... Da, am amestecat cu biscuiți. Și aici ce avem? Ce este asta? Este pentru plating, să pun pe deasupra un fel de jeleu, ca să se lipească nuca de cocos. Oh, este o chestie, n-am făcut niciodată treaba asta. Sunt tare curios să văd cine o să câștige. Ce ai făcut? Ai luat-o de la capăt? Nu, doar încerc să fac un model. Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Deja lucrurile avansează. E super interesant cum copiii, odată ce cresc, devin din ce în ce mai serioși. Dorința copiilor, când sunt mici, este să ajungă oameni mari. Dorința oamenilor mari este să ajungă mici din nou și văd că nu mai pot. Că în sus poți să o iei, dar în jos... Ce vrei să faci? Mă încerc să tai mărul, dar nu știu, nu prea iese. Dar cum vrei să-l tai? Nu știu. Nu știi cum vrei să-l tai? Nu prea. Și plei... Înăuntru, cum vrei să le montezi? Văd că ai și niște frișcă. Unde vrei să pui frișca? Păi deasupra. Și te întreb. Ai vrea să faci un fel de etaj, așa? Dacă tot vrei să nu se amestece între ele, culorile. Da, să un fel de etaj, așa. Vrei să te ajut eu? Da, te rog. Ia, stai să vedem noi. Prin puterea cu care am fost investit, rupem acest măr. Simplu facem asta. Mulțumesc. Cu plăcere. Ar trebui să vii să înveți. Să faci prăjitură cu cocos. Ruladă cu cocos. Dar ruladă înseamnă, nu înseamnă rulată? Da, o să o rulez. Asta? Da, la sfârșit. Să moaie? Da, la sfârșit, după ce pun și crema aceasta. Și aici ce cremă ai? O cremă din lapte praf, nucă de cocos, unt, apă și zahăr. Uite, îți rămân bățelele astea, așa trebuie să rămână? Da, este de la... și nu de la unde, de la laptele praf. Păi înseamnă că nu s-a omogenizat și când o să mâncăm, o să simțim bucățele mari așa de lapte praf. Simona este un pic mai critică pentru că... nu știu, fiecare om e diferit, dar probabil e puțin mai perfecționist să omogenizezi bine, să nu se simtă în cremă. Iar Gabi doar vine, bagă în gură, e foarte bun, dar ea trebuie să se uite și la detalii, pentru că, na, un bucătar șef asta face. Mamă, mie îmi place cum arată chestia asta, nu știu ce este, dar cu acăze mai iau o boabă. O să-ți iau și de la tine, dacă nu te superi. Nu mă super. Mamă. E tensiune foarte mare. Și s-a muiat direct chestia da, asta. Și s-ar putea să cadă pe jos. S-ar putea să cadă pe jos? Stai că trebuie ajută. Pentru că nu e așa. Trebuie să ni se facă și nouă rău de la ceva. Iartă-mă. S-a salvat. Farfurie să pun la frigider. La frigider? Ai nevoie de o farfurie? Da. Vrei albă sau neagră? Te întreb. Albă. Bine.
Mare sau mică? Mare. Hai, Sofi, hai că trece timpul. Da, e perfect. Okay. Asta? La rece, da? Da. Sofi deja a făcut o armată de fructe acolo. Nu știu care-i planul ei. Deocamdată se ocupă cu aranjatul. Hai, Sofi, fă ceva, că trece timpul. Măcar mănâncă-le tu. Mai avem doar 20 de minute. Arată foarte frumos ce ai făcut aici, cum le-ai întins aici pe tocător. Ești în regulă? Da. Crezi că vei reuși în 20 de minute să le și așezăm în două pahare? Da. Sunt sigură că o să te descurci foarte bine. Deja am trecut la plating aici? Da, până stă la frigider. Ai încredere în acest preparat al tău că te poate duce în semifinală? Da. Cred, sper. Nu știu. Ești în regulă, Sofia? Da. Ești foarte concentrat aici la tăiat. Vreau să fie asemănătoare bucățile, dar nu prea este. Tu vrei să fie simetrice, nu? Să fie toate... Da, nu prea este. Am înțeles. Dar crezi că vor ține cont de treaba asta? Crezi că Simona va ține cont de faptul că ele sunt identice? Nu neapărat. Dacă aș trece mai departe, ar însemna foarte mult pentru mine, pentru că mi-a plăcut experiența de astăzi. Ce crezi că vor puncta ei cel mai mult? Prespun că gustul și aspectul. Exact. Sofia, o salată de fructe. Nutriționiștii ar fi votat acolo. Bam! Sofia! Dom'le, cu răbdare, să dai fructele alea la aceeași dimensiune, să dai casting la pătrățelul de fructe. Cum ți se par coacăzele? Bine. Sofia, să nu ești de afine. Da, păi, astea nu trebuie să le tai, doar... La Sofia, în primul rând, nota 10 pentru răbdare. Și, da, pentru creativitate, pentru felul în care și-a așezat fructele pe culori, pe mărimi. A fost interesant. Știi ce se poate face cu strugurile? Nu vreau să te demontez. Cu strugurile se poate pune așa, ai făcut și ai dispărut. Și aici... Voi faceți teatru, acum, la școală? Da. Și ce lucrați? Eu nu mai... Exerciții de dicție. Da? Da. Exercițiul ăsta cu balena banală, îl știți? Nu. O balenă banală mănâncă o banană babană? Puteți să ziceți asta repede. O balenă... Banală, obișnuită, banală. O balenă banală. O balenă banală mănâncă o... Banană. Babană. O balenă... Banală. O balenă banală mănâncă o banană... Babană. O balenă banală mănâncă o banană babană. Dar repede. Te-ai încurcat și balenă banală. Dă-i. E greu. Balena banală mănâncă o banană babană. O balenă banală... O balenă banală mănâncă o balenă banală mănâncă o banană babană. O balenă banală mănâncă o banană babană. Și încă o dată? O balenă banală mănâncă o banană babană. Sunt exerciții care te dezinhibă, care te ajută să comunici mai bine ceea ce simți și să spui nevoile tale, pentru că până la urma urmei, fie ei mari, fie ei mici, oamenii au cam aceleași nevoi, doar că la alte nivele de înțelegere. Și mai am un exercițiu de dicție pentru voi. Știți că există un exercițiu de dicție fără nicio consoană? Nu? Credeți că există posibilitatea unei propoziții fără nicio consoană? Știi, da. Consoana e o literă care se sprijină cumva undeva cu limba, da? Deci, oaia aia e a ei, eu o iau. Oaia aia e a ei, eu o iau. Oaia aia e a ei, eu o iau. E foarte ciudat, dar e un exercițiu bun cu care poți să cânti. Oaia aia e a ei, eu o iau. 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 Oaia...
Aia, ea ei, eu, ea. Carina, am revenit cu rulada de la frigider. Mulțumesc. Ne apucăm de plating, da? Pentru că mai avem foarte puțin. Mă trebuie un cuțit să o tai. Un cuțit, sigur că da. Poftim. Mulțumesc. Și aici ce facem? Mă ajutați pe mine să pun frișca, vreau? Sigur că da. Haide, punem împreună așa. Okay. Tu, eu apăs și tu mici mâna în ce direcție vrei să mergem. Vrei să îndulcești cu adevărat? Da. Din câte văd. Am înțeles. Și acum iei un șervețel și ștergi tu acolo. Uite, iei șervețelul. Te descurci aici, Carina? Corect. Am intrat pe ultima 100 de metri acum, da? Ultimele retușuri. Mai avem sub un minut. Ne grăbim puțin. Dar de ce ai pus această gelatină deasupra așa? Pentru ca să se lipească nuca de cocos. Înțeles, ok. N-am avut timp să pun chiar tot. Vroiam să mai pun o cireașă pe pahar, dar nu contea foarte mult. Ultimele 10 secunde, da? Verificați-vă farfurile să fie totul ok. 3, 2, 1, sus mânuțele. Am apucat să gust din ruladă și mi-a ieșit mult mai bine decât mi-a ieșit acasă când am repetat. Suntem pregătiți de jurizare. Suntem. Am ajuns la momentul cel mai așteptat al concursului, ca să zic așa, să vedem cine merge mai departe în semifinală. Ești pregătită? Da. Ai emoții? Da. Haide, cu mult curaj înainte, că o să fie bine. Wow. Ce avem aici? Este o salată de fructe. Majoritatea fructelor sunt fructe de sezon, adică de primăvară. Și am pus și niște flori. Sunt comestibile. Mulțumim. Mulțumim. Frișca, ai făcut-o tu? Nu, am luat-o de la magazin. Nu înțeles. Era o combinație perfectă. Luai o linguriță, erau toate acolo. M-am așteptat să îi pună un sos, să-i facă o treabă, să îi pună niște fulgi, să se întâmple ceva. Este o prezentare foarte frumoasă, trebuie să fiu sinceră cu tine, ești ingenioasă. E prima oară când văd o prezentare atât de frumoasă pentru o salată de fructe. Îmi place că ne-ai așezat pe culori. Vă las să vă mai bucurați puțin de gustarea voastră sănătoasă, că da, este... Da, așa este. Este o chestie super fresh. Exact. Și așa cum spuneam mai devreme, Mega Image susține stilul de viață sănătos și Mega Distracția, așa că bucurați-vă de fructe acolo. Mă simt un pic agitată și nerăbdătoare ca să aflu răspunsul. Salata de fructe e mai ușoară, puțin mai ușoară, pentru că... Trebuie doar să tai fructele și apoi le pui acolo. Iar eu am folosit și puțin focul, dar nu e chiar mare diferență. Ești pregătită? Da. Haide, Carina, pe ritmul muzicii. Fii poezie în viața mea, inima te recită fără cuvinte și vreau acum să stau în dreapta ta. Bravo! Avem o ruladă de nucă de cocos? Da. Mi-este frică mai mult de Simona decât de Gabi, pentru că am văzut că se uită la orice detaliu mic și poate eu nu mi-am dat seama de detaliile alea care nu sunt bune în farfuria mea, dar poate ea o să-și dea seama. Perfect bite. Îmi place foarte mult. Felul în care ai prezentat rulada este o farfurie curată. Mulțumesc. O farfurie delicată, exact așa ca tine, cu contrast. Și trebuie să recunosc că este prima oară când mănânc o astfel de ruladă și nu pot să spun încă ce părere am despre ea, dar mă bucur că am avut ocazia să gust ceva nou. Mulțumesc. Dacă aș trece în semifinale, pentru mine ar însemna ceva mare. Carina a făcut o ruladă pe care, sincer, nu o cunoșteam. Este prima oară când gust așa ceva. Și
Este ceva neașteptat, pentru că în momentul în care am văzut-o cum își pregătește preparatul, am speriat un pic, am văzut că a făcut un sirop de zahăr peste care a pus apă. În prima fază m-am gândit, măi, n-o să iasă, dar ea știa foarte bine ce face, iar rezultatul este chiar unul impresionant. Doar să n-ai placă dentară, că ți se lipește. Rulada și salata de fructe. Sincer, eu cred că preparatele astea mergeau foarte bine împreună. Eu nu am mai mâncat ruladă cu blat de napolitan. Eu știam că napolitana se face doar straturi, îi pui un, o chestie și asta este o napolitană. Am fost surprins să văd că poate fi maleabilă și că se poate răsuci și după aia răci și să fie efectiv o înghețată cu blat crocant. Asta mi-a plăcut foarte mult. Cât timp juriul deliberează, trebuie să vă spun că nimeni nu pleacă de ei supărat. Fiecare copil care s-a înscris la concursul nostru și a ajuns la preselecții va pleca de aici cu un hoverboard. Și bineînțeles, pentru că Mega Image susține stilul de viață sănătos și cu acest smoothie maker, este vorba de un pahar pe care îl puteți lua oriunde și puteți face un smoothie oriunde vă aflați voi. Acum, Simona, Gabi... A fost o decizie grea pentru noi. Amândouă ați venit foarte pregătite și ne-ați impresionat. Dar bineînțeles că a trebuit să luăm o decizie. Așadar, farfuria câștigătoare este... farfuria Carinei. Felicitări, Carina! Mulțumesc! Felicitări, amândouă ați fost foarte bine pregătite, ne-a plăcut foarte mult cu ce ne-ați servit, dar uite, Sofia, să ții cont pe viitor, poate te gândești să adaugi salatei tale de fructe un sos, poate miere sau poate un sos, nu știu, de caramel, ceva. Da, și fructele merg foarte bine împreună, dar poți să pui niște, de exemplu, minți de nucă pe care să-l frămânți puțin, să-l rupi în bucățele mai mici. A fost delicios, mă bucur foarte mult că le-am mâncat în această ordine, dar, ca să zic sincer, cel mai bun ar fi mers împreună. Crema aia de caramelul ăla care era dulce și laptele ăla care era iarăși amestecat să ia cu unt și ce făcuse acolo și era dulce, ar fi mers cu ceva acrișor. Ghici cu ce? Cu salata Sofiei. Și am încredere în imaginația ta. Dar oricum, te apreciem foarte mult pentru răbdarea cu care ai tăiat fructele și cum le-ai așezat foarte frumos. Ești talentată și sunt sigură că data viitoare când ne vom întâlni, vei veni cu ceva... Da, aștept să văd bezelele. Să ne faci niște bezele data viitoare, care cred că o să meargă perfect cu o salată de fructe. Am întrebat-o pe Sofia ce mai știe să gătească și a zis că știe să facă bezea. Uite, cred că cu bezea, salata aia de fructe ar fi rupt. Carina, te așteptai să câștigi? Sincer, nu. Sofia, tu vei pleca acasă cu hoverboard-ul și smoothie maker-ul din partea noastră. Acum veți merge la părinții voștri pentru a-i anunța cine a trecut mai departe, pentru că ei nu știu, da? Va fi o surpriză pentru ei. Iar noi ne vedem în semifinale. Vor fi două semifinale foarte, foarte importante și vom fi din ce în ce mai aproape de marea finală atunci când vom afla cine este cel mai talentat copil în bucătărie. Hai, Sofie! Nu mai mă ține! Hai odată! Zi, tati, cum a fost? A fost super! Zi, și juriu? A fost drăguț! Ai câștigat sau ai pierdut? Am pierdut! Oh, hai din încoace, tati! Lasă ghemii și prăpădit! A fost drăguț, așa? Și ți-a plăcut? Ai, nu fi tristă, tati! Că nu asta e important. Important ce a fost aici. Te-ai distrat? Da! Să ai încredere în tine, bravo, sunt foarte mândră de tine. Mai departe. Porția de mega distracție în bucătărie v-a fost oferită de Mega Image și Nutri-Score.